Binecuvântat să fie Domnul! Lăudat să fie Domnul! Fratele Danciu Picână amintea din Exodul despre armata lui Faraon, că vinea să-i ajungă pe cei din Israel. Moise, în capitolul 14 din Exodul, versetul 14, le-a spus așa la Israel: stați liniștiți, că Domnul luptă pentru voi. M-am gândit să vă spun și eu: stați liniștiți, că la 9 mă opresc. Încheiem slujba. Domnul să binecuvinteze întâlnirea noastră de aici, care în această seară numai Dumnezeu a rânduit ca să putem fi împreună. Mulțumesc Domnului de călăuzirea, de ajutorul care mi l-a dat în călătorie și am ajuns din nou la Calgary, la Biserica Elim. Și acum, ca să aveți în vedere că, fără să spun eu cealaltă biserici, uite, în această seară, prima biserică din Calgary, am vizitat-o aici și am venit la Elim, împreună cu cuscul meu Danuț, care amintea și el la îndemnul care l-a dat pentru rugăciune, că e bine să știm rugăciunea Tatăl nostru. Și mi-am adus aminte că am avut un predicator mai renumit din România și nu toți recunosc slăbiciunile, dar el o recunoscut și a spus. La o mormântare m-a pus cineva să mă rog Tatăl nostru, care conduce atunci. Și am început să mă rog și m-am încurcat. N-am putut în public să duc rugăciunea până la capăt. Rari oameni care se recunosc că pot greși sau pot uita. Unii li se pare că numai eu știi tot. Dar vreau să vă spun că mi-am adus aminte ceva timp scurt, în urmă, un nepoțel, pe noi ne vizitează copiii noștri, fetele, nororile, ginere, ne vizitează nepoți mai mari, mai mici, și un nepoțel m-a făcut curios și mi-a dat o bucurie. 3 anișori. Știi românește? Și zice: Bicu, eu știu rugăciunea Tatăl nostru. O știi? Da? Ia spune-o. Și mi-a spus toată rugăciunea Tatăl nostru. Un băițel de 3 ani. Acum, cu această ocazie, poate că vă motivăm, poate este cineva aici care nu știe rugăciunea toată Tatăl nostru. Este de mare importanță să o învățăm, că nu-i lungă. Nu-i lungă și o putem învăța. Și bine să o știm de când ne-am întors la Domnul, sau copiii noștri care s-au născut în familie noastră știe, și dacă o învățat, o să țină minte toată viața. În această seară s-au amintit mai multe versete, sfaturi frumoase, bune, care s-au dat din Scriptură, și tot când l-am auzit pe fratele Danciu, mi-am adus aminte, când el a citit din psalmul respectiv, să spun și eu din psalmul 34, care... Mulți psalmi sunt foarte plăcuți, dar acesta, că fratele a vorbit de a merge drept, pe cărare, de a fi ochii la țintă, și acolo spune cuvântul Domnului în psalmul 34, versetul 5, 6, 7, 8, în jos, zicând: când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umplă fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Mai frumos urmează: îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de oricine se încrede în El. Și eu zic: Doamne, ajută pe fiecare de noi. Salutul bisericii noastre este Roman 15:13. Și fratele Sami l-a adus el din partea mea. O citit din Roman. Acolo versetul important, 15:13, care ați văzut frumoasele cuvinte care sunt prinse acolo în această lucrare de salut pe care o are biserica noastră pentru biserica Elim de aici, Roman 15:13. Domnul să vă binecuvinteze. Cu privire la țintă, Apostolul Pavel învăța pe evrei, în capitolul 12, versetul 2. Să ne uităm, dar țintă, la cine? Unde?
la căpetenia credinței și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. El, pentru bucurie care era pusă înainte, a disprețuit rușinea, a suferit crucea și a ajuns să stea la dreapta scaunul de domnie a lui Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul! Mă bucur să-l văd pe fratele Matei Zegrean aici. Nu de mult ne-a vizitat la Windsor și dacă au știut că seara asta sunt aici, mulțumesc, frate, el este din familia largită noastră, suntem o leacă de neamuri, sora lui fratele Matei e maritată cu băiatul meu. Așa că trebuie să ne prețim unii pe alții și eu am neamuri foarte multe. Am neamuri foarte multe și Dumnezeu ne-a binecuvântat și vreau să vă spun, ca să nu fac diferență, să nu credeți că nu sunt neam și cu voi. Sunt neam și cu voi. Sunt cuvintele Domnului Iisus când a venit cineva să-i spună: Învățătorule, afară la ușă, mama și frații tăi vor să vorbească cu tine. El nu a spus nu, nu a spus da, dar au răspuns cu alte cuvinte. Cine este mama mea și cine sunt frații mei? Și acum ne încădrăm aici, toți, suntem neamă. Oricine ascultă cuvintele tatălui meu, îmi este frate, soră și mamă. Amin? Suntem neamuri. Și mai ales că suntem porniți la aceeași împărăție, suntem în călătorie spre cer, Dumnezeu să ne ajute să sfârșim cu bine calea. Mai mult decât atât, este spus de Apostolul Pavel cu privire la neamuri, când vorbea cu filozofii din Grecia, în Atena, acolo s-a dus, l-a chemat ei la Areopag și când a început să vorbească ca să le cuprindă mintea și inima, să înțeleagă că nu-i mustră și nu le vorbește împotriva ceea ce el vedea că este în acolo, în Atena, în capitală, el le spune, pe când străbăteam cetatea, orașul acesta, capitala, am văzut mulți Dumnezeu la care se închină oamenii. Dar Dumnezeu adevărat nu este asemenea aurului, a argintului sau a pietrei cioplite, cum cred oamenii. El care prin poieții voștri v-a spus, noi suntem de neam de Dumnezeu. Și apoi i-a încurajat de starea lor îndepărtată, de idolele lor în care se închinau, le-a spus frumos, Dumnezeu ăsta din cer nu ține seama de vremul de neștiință, ci poruncește acum la toți oamenii de pretutindeni să se pocăiască, dar cu atenție foarte importantă. Pentru că rânduit o zi, atenție pentru fiecare de noi, umblarea noastră, călătoria noastră, unii privim noi la țintă, cu ce suntem ocupați mereu, trebuie să ne gândim, suntem plăcuți lui Dumnezeu sau nu suntem? Și apoi vine și spune, lămurit. A rânduit o zi în care va judeca lumea cu dreptate prin omul care este rânduit pentru aceasta, care a dat o dovadă tuturor oamenilor cu privire la Iisus că a treia zi l-a înviat din morți. A înviat Domnul Iisus? Este la dreapta Tatălui? Mijlocește pentru noi? Dăm noi slavă lui Dumnezeu? Nu de mult ne-au vizitat, îi spuneam la Cuscru, oameni din România, nu le mai spun numele, în care când i-a venit rândul să dea un îndemn, a avut el așa, după ce a spus și a avut pe inimă, s-a uitat spre biserică, era biserica plină, și zice în felul următor, e vorba de unii sunt privirile. Și m-a mirat cu a ieșit în față când a zis el, dacă cineva cu privirea și-a mânjit ochii, și-a stricat cugetul, ați avut gânduri rele, priviri păcătoase, ieșiți în față să ne rugăm pentru voi. Nu. O ieșit în față unii, dar era întrebarea, care și-a murdărit ochii, care au avut gânduri rele, care au păcătuit să vină în față. Și m-a mirat cu Iisus. Dacă era vorba să cheme pentru vindicare, dacă te doare ceva, mă așteptam că ar fi Iisus mulți.
Deci, prin aceasta am înțeles că sunt oameni sinceri și recunosc că au greșit, că s-au uitat unii nu trebuie, a privit la lucruri păcătoase și de aceea se mai plâng unii părinți, mai rar, dar se întâmplă, copilul nu poate dormi, sare din somn, face gălăgie în pat, dar de ce? S-a uitat la televizor, s-a uitat pe internet, la lucruri de astea care spărie pe oameni și care arată cum se urmăresc, cum se împușcă. Dacă ar fi citit în Biblie și ar fi cântat cântări de laudă, Biblia ne spune că eu mă culc, adorm în pace și tu îmi dai liniște de plină în... Și aș vrea să vă dea Domnul la toți liniște de plină în locuința voastră, unii sunteți, și să vă bucurați de ceea ce Dumnezeu lucrează în dreptul nostru. M-am uitat și nu văd ceasul acolo în fața noastră. Nu este. Nu este și nici proiector acolo în spate. Deci ca să nu mergem prin Scriptură prea mult, tot citim versetele, ne-am uitat acolo și ne-ar ajuta. Deci data viitoare poate unul că ăsta sau mai mic, noi avem unul mai mic, dar e acolo. Să mai ajută pe predicator ca să meargă mai cursiv și să... Unii cei drept sunt predicatori care greu găsesc versetele de unde le pronunță. Și dacă nu le știu din cap, s-au încurcat. Dar dacă este și acolo ceva, ne poate ajuta. În această seară aș vrea să vă spun, mai am 15 minute, este foarte adevărat că noi trebuie să avem lumina ochilor și să privim și să urmărim și să vedem de slușit. Să vedem de slușit. E foarte bine să auzim de slușit. Apoi e foarte bine să vorbim de slușit. Câteodată mai scapă câte un predicator, nu-i prietit de predică, se citește un psalm foarte lung și măcar dacă l-ar putea citi bine. Dar și se încurcă. Și ni citește și ascultă. Și când îl asculți, dacă e repezit la vorbă, nu-i deslușit. Nu se înțelege. Și aș vrea în această seară să învățăm de aici, să vedem deslușit, să auzim deslușit și să vorbim deslușit. Eu aș dori pe toți să ne ajute Dumnezeu. Am să citesc și am să amintesc din Scriptură lucrări mărețe făcute de Domnul Iisus Hristos, în care Biblia ne spune și vrem să mergem la Evanghelia după Marcu, unde vom citi ce a făcut Domnul Iisus Hristos în capitolul 7 și în capitolul 8, unde cuvântul Domnului ne vorbește în felul următor, foarte, foarte frumos și El care are putere să vindece de orice fel de boală pe oricine. Niciodată n-a plecat cineva din fața Domnului să-i fi spus, nu te pot vindeca. Toți au fost vindecați de orice fel de boală. Are Domnul aceeași putere? Lăudați să fie numele Domnului. În Marcu 7, cu versetul 31, Iisus a părăsit ținutul Tirului și a venit iarăși prin Sidon, la Marea Galilei, trecând prin ținutul Decapoli. I-au dus un surd care vorbea cu anevoie și l-au rugat să-și pună mâinile peste el. Ascultați! El l-a luat la o parte din norod, i-a pus degetele în urechi, și a atins limba cu scuipatul lui. Ce lucru important! Dacă aude medicina, doctorii ăștia cu teologie, cum să pui scuipat pe limba unui om? Este neplăcut. Nu arată medicina așa ceva. Dar Domnul Iisus Hristos, prin aceasta, Biblia ne spune în continuare și auziți versetul 35. Îndată i s-au deschis urechile, s-a dezlegat limba și a vorbit foarte deslușit. Slăvit să fie Domnul! Tot aici, unii Biblia deschisă, la capitolul 8,
versetul 22. Ei au adus un nor, au venit de la Betsaida, au adus la Iisus pe un orb și l-a rugat să se atingă de el. Iisus l-a luat pe un orb de mână și l-a scos afară din sat, apoi i-a pus cuipat pe ochi, ce lucru important, la surdomut i-a pus cuipat pe limbă, la orb i-a pus cuipat pe ochi. Și îl întreabă, vezi ceva? Ce spune orb? Văd, dar văd niște oameni ca niște copaci. Domnul i-a pus din nou mânurile pe el și l-a întrebat, acum vezi? Și a zis, văd toate lucrurile deslușit. Să dea Domnul să se atingă de urechile noastre, de limba noastră, de ochii noștri, și să vedem deslușit, să auzim deslușit și să înțelegem deslușit. Este foarte important. Și cuvântul acesta de mare importanță, cu privire la deslușire, în ziua praznicul înnoirii, Domnul Iisus Hristos era acolo cu apostolii și a început să le vorbească și să ia rămas bun de la ei. Și nu l-au înțeles toți, că el de multe ori a vorbit în pilde. Dar atunci Petru, cu curaj, a mers la el și i-a zis, cu privire la ce ai vorbit până acum, și acum cu privire la plecare, și tot ce ai făcut, o ai făcut de la Tatăl, și noi am crezut că de la Dumnezeu ai venit, acum, după atâtea pilde, ne-ai vorbit deslușit. A recunoscut apostolul Petru. Iubiți frați, iubite sorori, fie că suntem puțini la întâlnire sau mai mulți, îi bine Duhul Domnului să fie la lucru, că l-au auzit prin Duhul Sfânt, că Scriptura aceasta este lămurită și este spus, niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu este lipsit de putere. Și am dorit să avem în vedere, că este de mare importanță să ne uităm, să ne gândim, predicatorul noi, am auzit despre noi și Dumnezeu care a făcut un legământ cu el, ne spune Scriptura că el a predicat și a construit corabia și a durat construcția corabiei cam 100 de ani. Într-o 100 de ani el tot a predicat. Și câți au intrat în corabie? Încă 7 pe lângă el. 8. În așa o lungime de ani de predică, n-au crezut oamenii că pot să vii un potop cu apă, să nimicească pe toți și n-au vrut să intre în corabie. Dar, mă uit în Scriptură, Apostolul Pavel, în capitolul 2 din Fapte, a predicat prin Duhul Sfânt și s-a hotărât în aceeași zi aproape 3.000 de oameni. Un număr mare, slavă Domnului. Dar m-am uitat în cartea prorocului Iona. Și Biblia ne spune, Dumnezeu l-a trimis să meargă la Ninive, el s-a dus la Tars, a intrat în corabie, s-a culcat, știți întâmplarea. Nici grijă n-avea că-i furtună mare și că cârmaciul și corabierii erau foarte înfricați și îngrijorați. Ce se întâmplă cu oamenii cu corabia? L-a ridicat, l-a sculat. Scoală-te și spune, de unde vii? Din ce țară? Care e Dumnezeul tău? Și el le-a spus. Și zice, ești de acolo să tragem la sorți, să vedem din pricina cui vine peste noi nenorocirea aceasta? A fost de acord. Și pe cine a căzut sorțul? Pe proroc. Și acum ei l-au întrebat, ce să facem cu tine? Aruncați-mă în mare și vântul, furtuna se va liniști. Așa au făcut. L-au aruncat, dar Domnul la porunca lui, la un pește foarte mare, du-te acolo lângă corabie, așteaptă și când va fi aruncat un om, Iona, înghite-l și ține-l acolo până când îți voi spune eu să-l dai înapoi afară. Și-a stat în burta peștelui 3 zile și 3 nopți. Și când Domnul i-a vorbit din nou la pește, peștele a ascultat. Iubiți și frați, și surori, peștele a ascultat. Vânturile a ascultat. Cei din corabie au ascultat. Cei din Ninive, începând de la împărat, după ce a mers Ioana și a predicat, toți au ascultat. Numai prorocul n-a ascultat. Până când n-a fost pedepsit. Și apoi s-a dus. Și am văzut în textul acela, țineți minte ce vă spun, un Dumnezeu milos cu un om mânios. A anunțat
cetatea Ninivii s-a întors înapoi și s-a pus acolo undeva să se odihnească, să se uite, să vadă cum vine nenorocirea peste cum Dumnezeu distruge Ninivia. Și nu se întâmplă, că Dumnezeu a avut milă, că a văzut, că s-a smerit oamenii și au pus și animalele la post, n-au mâncat nimic, n-au păscut, n-au avut nici apă, nici împăratul, nici toți din cetate. Și m-am uitat ce lucru important la predică unui om, s-au pocăit cei din corabie, nu spune numărul câți era, și apoi s-au pocăit mai mult de 120.000 de oameni la o singură predică. Și mă gândesc în timpurile de azi, servicii 4 pe săptămână, predicatori renumiți din America, din Canada, din Europa și chiar din România, din țara noastră, ne vizitează. Predici bune, ne bucurăm, dăm slavă Domnului, nu se prevede de schimbare. Rămânem tot în direcția în care ne-au adus firea pământească, ne-au atras în cursă și ne uităm la cel ce mai în față ca noi și dăm cât putem din coate să fim ca el. Odată lucram la un milionar și îl vedeam așa de ocupat și i-am spus, domnul Mitică, dar de ce nu te oprești din ocupația aceasta așa de mare, că eu după cât îi văd, câte proprietăți ai și cât două hoteluri, 100 de cămeri, fiecare hotel, oprește-te, omule, du-te în vacanță, trăiește viața, vină la pocăință și mântuiește-te. Mama mea e pentecostală, rugăciunile ei nu cad la pământ. Cred că într-o zi o să trec pragul casă de adunare. Te aștept, ne rugăm pentru dumneata. Și el zice, îmi spui că eu sunt bogat? Păi cum să nu? Noi românii din oraș de aici, o căsuță și aia cu morghiți, o mașină și aia cu peimenți, dar dumneatale, hotelurile acestea mari, toate proprietățile care le ai, ai atâta avere, oprește-te. Răspunsul mi-l dă el, m-am uitat la televizor, zice el, și în California sunt oameni bogați că mută banii, așa le iau în box, în baxă mari, și îi mută cu distribuitorul. Ce-s eu pe lângă ăla? El vedea ăla cât e înaintat cu cofeina care o are acolo, cu sute și mii de hectare de teren, el era foarte bogat, el față de el era sărac. Și eu i-am spus, lasă-l pe ăla care e în fața ta, uite-te în urma ta. Uite aici, noi venim la tine, lucrăm cu $7 pe oară și 400-500 la săptămână și lucrăm de la cec la cec. Și nu te poți opri, mai cumpri o casă, mai cumpri o proprietate. Și tot așa facea banii. Într-o zi apare în ziar, Mr. Dumitru Chifor a trecut la cele veșnice. A făcut un atac de inimă și nu l-a salvat nici milioanele, nu l-a salvat nici prietenii, au plecat. Dar, acum, nu mă pun pe predică, mă uit la încheiere, am vrut să vă spun ce înseamnă să câștigi puțin cu dreptate decât mari venituri cu strâmbătate. Acum, nu cred că sunteți milionari aici, ca să vă supăr pe careva, dar pe care îi cunosc eu, poate aici sunt, dar cinstiți, pe care îi cunosc eu, fără să scrii minciuni pe toate formele care le au ei, fără să amăgească, nu o pot face milioane. Dar, înșelând pe alții, și unii își permit să primească oameni la lucru, să lucreze cu 7-8, așa era atunci, acum e de la 15 în sus, nici nu le deai cecul, să-i mai amână. Și unul îmi spune, ce să fac, că nu m-a plătit de atâta timp, ce să fac? Rogă-te pentru el, să-i dea Domnul o cercetare, să te cheme să-ți dea bani. Unii nici banii nu-i primesc puțin care iau. Dar când a murit el, bogat, milionar, la scurt timp, un frate năcăjit din biserică, care era în rent, nu avea casa lui, năcăjit, abia își dușea viața. Și zice, vorbește, că eu aveam treceri, lucram la el și aveam încredere, milionarul, și vorbește pentru mine să mă primească la lucru. Zic, vorbesc, vine acolo să te vadă. Și când a venit și l-a văzut cum arată, zice, îi dau răspunsul la Diaconescu să-ți spună. Și după ce a plecat, îmi zice mie milionarul, ăsta nu-l mai văd pe aici, prin curte.
Nu-l accept nici prin parcare, nu se dau de lucru. Na, asta a fost viziunea lui, răspunsul lui. Dar omul ăla, sărac, frate din biserică, la puțin timp după aia, a murit și el. Și mi-aduc aminte că la funeral am avut câteva cuvinte și era un băiat de lui nipocăit acolo și am zis, când trec oameni din lumea aceasta, să duc în lumea cealaltă, la cimitir, o să umbli cât vrei printre cruci sau printre semnele alea care sunt acolo, n-au văzut nicio ceartă. Totul e liniște și pace. Și fratele nostru, Pătru, a fost năcăjit, dar a scăpat și dincolo o să o ducă bine. Și zic acolo, și bogatul, și săracul stau alături, stau împreună și se înțeleg bine. Și când ne ducem la cimitir cu fratele Pătru, văd acolo groapa săpată lângă milionar. Și zic, vine la mine băiatului, domnul Diaconescu, domnul pastor, la funeral ai prorocit. Dar ce am prorocit? Ai spus că bogatul și săracul sunt împreună. Dar nu m-am gândit că pe tatăl în groapă lângă milionar. Zic, Moise, stai liniștit. De aici încolo nu o să-i mai zic nimic la tata tău. De aici încolo stau liniștiți amândoi. Vine ziua judecății când și unul și altul vor fi răsplătiți după faptele lor. De aceea, Domnul Dumnezeu din cer să ne ajute, mai bine cu puțin și cu dreptate, decât mari venituri cu strâmbătate. Domnul să ne binecuvinteze ca să ne uităm cu ochii țintă la căpetenia de săvârșire credinței noastre, adică la Iisus, care El a suferit crucea, a disprețuit rușinea, dar în foarte multe locuri cu versete biblice, El s-a dus și stă la dreapta Tatălui să ne pregătească un loc și să mijlocească pentru noi. Aici pe pământ te gândești, bă, dacă cineva pune un cuvânt, mijlocește, un om cu vază, societate, băi, mare importanță este. Dar în cer, dintre muritori, cine să pună cuvânt? Numai Domnul Iisus Hristos. Este Cel ce este ascultat de Tatăl și vrem să ajungem acolo împreună, să fim cu Domnul pentru totdeauna. Amin.